Povestea Cristinei ne-a impresionat. O tânără de 21 de ani, a cărui umeri sunt împovărați cu diferite nevoi și probleme. Locuiește cu părinții și 7 frați mai mici. 6 dintre ei sunt sub 8 anișori. Părinții stau cu cei 6 copii într-o cameră, un singur pat, iar restul saltele. În urma unui tur prin casă, am văzut pe jos beton gol. Mama Cristinei ne-a spus că au reușit să cumpere în hol o mochetă ca cei mici să nu se îmbolnăvească. Cu multe emoții și cu lacrimi vizibile în ochi, Cristina ne spunea că după un credit făcut la bancă, pentru mai multe nevoi, a putut să le facă în sfârșit cadouri de Crăciun frățiorilor ei și a putut sta fără grijă mâncării. Au fost multe zile în care nu aveam ce pune pe masă. Noi, Asociația Miros de Cer, ne dorim un trai mai bun pentru ei. Implică-te și tu!